no meu de controle, de verificar, sabe? De evaluar, como de evaluar. Și pentru aceasta îi strâng bani, precum că trebuie pentru hârtie, pentru... Deci găsesc diferite pretexte. Și 15-20 de lei. Și ei știu copiii prea bine pentru ce. Ce școala nu e în stare, spun că iau. Școala nu e în stare să o asigur cu un pix, cu o foaie acolo, coala de hârtie. Iată, acolo copiii spun că mai strâng bani pentru Xerox, al școlii, pentru un televizor, dar de acum, fapt ei la absolvire strâng. Acum sunt diferit de acum sorții, găsesc motive, sfârșitul anului școlar, începutul anului școlar, să începă vacanțele. Și aici de acum cadouri școlii, tablouri, ce mai eu e acolo. Și astea, o parte poate să mai duce în favoarea școală, dar este să duc în buzunarul nemijlocit a dirigentului, la profesor. Da, e ciudat că totuși părința acceptă. Părinții sarmane, sarmane ei nu știu ce-i cu dânsul, des noastră. Probabil pe asta contează că-s dispersați. La noi e și mai gravă situația că cum părinții stau mai binișor, ei dau copiii, nici nu le dau în școlile acestea de ordinare, de la sat. Ei învață undeva în străinătăți. De aici învață vulgul ăsta, sunt oameni care nu se apărat, sunt oameni care nu știu lege și oameni care s-o fac și copiii ăsta e zbucuroși că se dă ei bani, numai scapă de dânsul. Și asta e în favoarea oamenilor acestea, eu spun, lipsiți de sentimentul acesta al cinste și mai tare. Dar cum comentați faptul că procuratura, deși spune că colectarea banilor e ilegală, din 2011 au spus că banii sunt în safieurile directorilor. Deci e clară implicarea administrației. Totuși ei nu fac nimic, n-auzim de niciun caz fi tras la răspundere. El a spune și a face o distanță foarte mare. A spune că e ilegal, ce, dar trebuie interzis și aplicată legea. Și trebuie cele mai aspre măsuri. Eu nu știu dacă... Dar ce are de pierdut sistemul de învățământ dacă tolerează practica asta? Păi de aici se începe. Dacă tolerează și noi mai vrem, nu știu ce mai vrem. Copiii sunt dezorientați. Și mai vrem să aibă încredere părinți când trimit copiii la școală. Părinții nu mai vor nimic. Ei sunt bucuroși că au scăpat. Nu vedeți, îi lasă în voia întâmplările, pe seama buniilor, vecinilor și așa mai departe. Așa. Da, să înțelegem, chiar nu mai vrea nimeni studii de calitate? Cred că nu. Și nu vin. Eu am dus discuții și vorbeam la Consiliul Pedagogic, nu odată, că degeaba noi mizăm pe adunările părintești, când învață, o tradiție, nu știu, probabil că e învechită de tot. Și directorul îi sta, mă rog, părinți să vină. Dacă din 25, din 30 de părinți veneau, 4-5. Și acolo, mă rog, scriu că au venit atâția, așa, și se duce evidența și ia, direcția are date că s-a petrecut normal. Ce vorbim noi? Și tolerarea aceasta, formalismul acesta în școală, asta e una din crimele cele mai odioase. În școală trebuie să se domine spiritul ăsta al dreptății, al justiției, să știi că învățătorul nu minte, să știi că învățătorul e sincer. Cuvântul învățătorului, e cuvânt, are pondere. Dar copilul știe că învățătorul ceea ce vorbește, nu vorbește din suflet. Și într-adevăr așa și este. Și comunicare cu copiii de obicei se face în școală, comunicare bună, utilă, ca să afle care sunt problemele lor, să vadă cum le soluționează. Eu vă spun un caz, s-ar părea de nimic. Vă zic că copiii la început de an școlar, am mai trecut acolo vreo câteva zile și iată, se apropia, vine directorul prin clasă, nu știu, controla și, mă rog, vine directorul, fiecare vrea să arăte că e mai bine.
Și iată, eu zic, măi, vine directorul școlii, uite, da, să ne pregătim, totuși, e directorul școlii. Eu am avut în vedere că să fim responsabili, să avem stimă și directorul ăsta, el își face o datorie și directorul nu mai vine ca să găsească cei ce e rău, dar poate vine cu un sfat, dar poate ar trebui, de fapt, poate vine cu ceva, ar de comunicare. Copilul au pierdut, da, știm dinainte că directorul a să ne certe, că aceea nu-i făcut acolo, dincolo nu-i făcut așa. Deci s-a pierdut profilul fața învățătorului, directorul de școală. Copilul știe că directorul vine să-i ocărească. Nu se vorbește cu dânsul din suflet, ca el să înțeleagă. Și pe baza aceasta, ca neîncrederea aceasta, e bine meritată că elevul și-a pierdut absolut. Și el îi știe, el îi convins că ar să plătească și o să marge și gata. Și dacă și cei ce vorbesc părinții, cei ce vorbesc profesori la adunările ce se părțesc, ei știu că acesta e fals. Știu că nu vorbesc din suflet. Așa că se tolerează. Directorul a zis că el i-a pus pe învățători să-i scălească, ia că vin examene și au luat cunoștință de regulament, de directiva Ministerului de Învățământ, să nu admită corupție, și sau a făcut semnătură acolo în catalog și așa e bucuros, gata, el și-a făcut misiune. Da, bifa. Da, sistemul de învățământ supraîncărcat, nu reclamă copiii. Dar cine are grijă de lucrul acesta? Cine are grijă ca elevul să vadă după 6 ore de curs acolo, ce mai este el în stare, lecția 4-a, 5-a, de acum gata, se stopează la dâns memorie. Sau șeful de studii, șeful care acum îi spune directorul adjunct pe partea învățământ, ăștia se trebuie să fie cei mai buni psihologi, să știe alcătui orarul corect. Ce nu, dar sunt? Și de aici pornind, după aici se... Da, ei ce fac? Le pun în orarul, zic, învățătorilor din tagma lor, din clica lor, orarul cel ca lor să le convine, cel mai bine, primele ori, nu le pun cu întreruperi, dar învățători care mai așa, mai incomod, mai tolerabil, le pun așa orarul. Deci, în școală, ca și peste tot, predomină interesul. Directorul adjunct, ăștia, metodiștii, au interesele lor, își protejează pe aia lor, dar copiii, ăsta e mâna a doua, ăsta e o sursă de a face bani. Eu nu vorbesc și trebuie.